În seara aceasta m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj din Noul Testament și anume, de ce Pavel îi scrie a doua epistolă lui Timotei? Biblia este scrisă pe cărți, nu pe versete. Biblia este scrisă pe cărți, nu pe testamente. Biblia este scrisă pe cărți, nu pe capitole. De aceea, dacă vrem să o înțelegem, trebuie să citim cărțile ei separat, pentru că fiecare carte este de sine stătătoare, are un anumit scop, poartă un anumit mesaj, se încadrează într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit context, vorbește despre o anumită generație a poporului lui Dumnezeu și este diferită și asemănătoare în același timp cu toate celelalte cărți ale Bibliei. În momentul în care citim Biblia, studiem Biblia în maniera aceasta, pur și simplu ne va rămâne în minte scopul și câteva caracteristici ale fiecărei cărți și atunci va fi mai ușor să ne referim la Biblie nu ca la o grămadă de nume și de evenimente, ci ca la un proces din Vechiul și apoi din Noul Testament care pur și simplu curge. Eu sunt sigur că dumneavoastră care v-ați așezat în Honolulu pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, comunicați cu cei de acasă, să zicem. Mă refer la cei care ați venit din Chicago, aveți acolo rude, părinți, mă rog, familia sau prieteni cel puțin și comunicați cu ei, însă fiecare e-mail sau text sau telefon pe care îl trimiteți astăzi are legătură cu tot ce s-a întâmplat până astăzi și se încadrează în procesul faptului că locuiți aici. Ei, tot la fel, Scriptura, fiecare carte a ei se încadrează în acest proces al revelației lui Dumnezeu și introducerea mea din seara asta a avut rolul să vă spună că Pavel, care i-a scris două scrisori, unuia dintre ucenicii săi Timotei, unuia dintre cei mai proeminenți, aceasta a doua scrisoare pe care o scrie are și ea un scop foarte precis. Și atunci când cineva studiază cartea și prezintă doar esența cărții, este așa de frumos și parcă ne pare rău că atunci când am citit cartea nu am putut să descoperim lucrurile astea așa de frumos, n-au ieșit în evidență și pur și simplu au fost acoperite de detaliile cărții. Așa că în seara asta mi-am propus să citesc o parte din, cred că 15 versete din a doua epistolă, capitolul 2, versetul 1 până la 15, și apoi o să spun câteva lucruri de principiu din această carte, care răspund într-o mică măsură la întrebarea de ce Pavel a scris 2 Timotei, care a fost scopul lui, ce a vrut să-i spună lui Timotei. Îmi imaginez că Pavel ne-ar face o vizită la biserică aici la Honolulu. Cu siguranță ar putea să ne spună ce i-a spus lui Timotei atunci. Și așa de interesant ar fi să ascultăm o predică a lui Pavel. În seara asta chiar că poate să se întâmple lucrul ăsta. Haideți să ne ridicăm și să citim împreună pasajul acesta. 2 Timotei, capitolul 2. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rap totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși totuși, El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur.
Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Amin. Tatăl nostru drag, mulțumim că ne-ai ținut în viață până astăzi, ne-ai mai dat zile, ne-ai dat pâine, ne-ai dat apă, ne-ai binecuvântat, ne-ai încurajat, ne-ai mângâiat, ne-ai dat speranță și bucurie și ai investit în noi ziua și noaptea. Acum suntem înaintea ta, o parte din biserica ta de aici. Am venit să ne închinăm, să ne așezăm în fața ta, să ne smerim și să te înălțăm în inimile noastre, cinstindu-te ca pe stăpânul, creatorul și mântuitorul nostru. Am deschis cuvântul pe care tu l-ai descoperit profeților, apostolilor și în seara aceasta am citit o parte din el. Doamne, potrivește-l pentru noi, potrivește-l pentru starea sufletului nostru, potrivește-l pentru toți, pentru fiecare, Doamne, pentru cei mai tineri, pentru cei mai în vârstă. Doamne, fă ca acest mesaj să se constituie într-un răspuns din partea ta, într-o mângâiere, într-o ridicare, într-o ștergere a lacrimei, într-o încurajare, într-o trimitere, într-o puternicire. Domnul nostru, după voia și planul tău, vorbește-ne, binecuvintează-ne și încurajează-ne. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Frații mei dragi, vă invit să vă reocupați locurile. Dacă vreți să țineți cartea deschisă la 2 Timotei, așa cum spuneam, și împreună să ne uităm din perspectiva aceasta a scopului lui Pavel, când a scris această scrisoare și a adresat-o lui Timotei. Vorbind despre sfârșitul vieții sale, apostolul profită de oportunitatea că poate să-i adreseze încă un mesaj, încă o scrisoare, o epistolă lui Timotei și în felul acesta speră că Timotei va înțelege mai bine care sunt lucrurile care contează în viață. Apostolul era la sfârșitul vieții. A trecut prin copilărie, adolescență, tinerețe. Știți că a fost senator în conducerea țării, știți că a fost o speranță națională trimisă să anihileze mișcarea creștină nou înfiripată în capitala Siriei, știți că a fost un superdotat, a fost un poliglot, a fost un om deosebit, știți că și-a dedicat viața după ce l-a cunoscut pe Domnul în contextul unei minuni, și-a dedicat viața și l-a slujit pe Domnul în mod special adresându-se dregătorilor ținutului și a ajuns până la Roma. Apostolul în cele patru capitole ale epistolei, el încearcă să se adreseze patru aspecte ale vieții lui Timotei și în primul capitol are o adresare pastorală. Pavel devine păstorul Pavel care îi vorbește lui Timotei. Capitolul 2, apostolul devine foarte practic, foarte pragmatic. De pildă, poporul american este foarte pragmatic. Dacă Europa este caracterizată de design, de frumusețe, de eleganță, de istorie, America este caracterizată de pragmatism. Totul e practic aici, totul e la îndemână. O mașină americană are cel puțin 3, 4, 5 locuri unde să pui un pahar de cafea, foarte largă, poți să stai un om jumate pe un loc și națiunea aceasta este caracterizată de pragmatism și de confort. Ei bine, apostolul se adresează foarte practic lui Timotei în al doilea capitol, încercând să surprindă aspecte foarte practice ale vieții pe care le compară cu viața spirituală. În al treilea capitol, Pavel vorbește din perspectiva unui profet și spune lucruri care urmează să se întâmple în viața lui Timotei. Și în ultimul capitol devine personal, ca și cum e un tată, ca și cum e un prieten apropiat. Devine cald, persuasiv. Începe pastoral, se mută la practic, ajunge la profetic și încheie personal. Ei bine, aceste patru caracteristici sunt cele patru capitole ale cărții. Dacă revenim la primul capitol, observăm că Pavel, care îl cunoștea bine pe Timotei, identifică câteva slăbiciuni pe care acest bărbat le are în mod specific. Fiecare individ, oricât de rău ar fi, are și lucruri bune și fiecare om, oricât de bun ar fi, are și slăbiciuni. Cine crede că cineva are doar slăbiciuni, nu-l cunoaște pe cel despre care vorbește. Cine crede că cineva are doar defecte, ori este rău intenționat, ori, repet, nu-l cunoaște pe cel despre care vorbește.
Însă Pavel îl cunoștea bine pe Timotei. Și Pavel este obiectiv și ca un păstor, el încearcă să-l confrunte pe bărbatul ăsta tânăr, în speranța că îl ajută să-și înțeleagă nivelul, plusurile și minusurile și în felul acesta să facă o lucrare bună. Observați că Pavel începe să-i spună câteva dintre slăbiciunile pe care le are. Și prima este faptul că se autocompătimește, se autovictimizează. Și îi spune el, mi-aduc aminte de lacrimile tale. De ce un bărbat tânăr ca Timotei trebuia să plângă? În general, tinerii nu plâng. Tinerețea este plină de entuziasm, este plină de vise. Plâng oamenii bolnavi, plâng mamele, plâng părinții, plâng bunicii, plâng oamenii în vârstă, dar în general tinerii nu plâng. Însă Pavel surprinde această atitudine plângăcioasă a lui Timotei. Scriptura ne spune că băiatul ăsta a fost un băiat foarte firav, slăbuț, avea probleme cu stomacul, probabil că avea gastrită sau ulcer sau eu știu ce alte probleme avea. Tocmai de aceea îi indică la un moment dat să folosească și ceva vin, așa, pe post de medicament. Apoi îi vorbește în versetul 6 despre faptul că e cam delăsător. Era timid, era caracterizat așa de introvertire, era mai mult tăcut, nu avea îndrăzneală, tupeu, și avea tendința să fie delăsător. Și Pavel îi spune, îți aduc aminte să înflăcărezi, mă băiatule, darul care e în tine. Nu te lăsa, ridică-te și slujește-L pe Dumnezeu, că nu degeaba ți-a dat darul care ți l-a dat. Apoi în versetul 7 îi atrage atenția asupra timidității lui, care nu e specific masculină. Pavel știa că va ajunge păstor în Efes și va trebui să stea în fața oamenilor. Uneori va trebui să vorbească cu multă îndrăzneală, va trebui să stea în fața potrivnicilor. Și încearcă să îl scoată din starea aceasta de timiditate care era excesivă, era accentuată. Versetele 8, 12 și 16 vorbesc despre faptul că era puțin rușinos de Evanghelia lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune să nu-ți fie rușine de Domnul Iisus, să nu-ți fie rușine de Evanghelie, să nu-ți fie rușine de biserică, chiar dacă în biserică sunt și oameni mai slabi, care păcătuiesc, care fac... au o mărturie negativă și strică imaginea bisericii în spațiu public, în societate. Dar nu cumva să-ți fie rușine. Apără Evanghelia, apără biserica, luptă-te pentru poporul lui Dumnezeu, fii îndrăzneț. Apoi, în versetele 13 și 14, îi vorbește despre tendința de a fi neglijent. Atunci când ești un conducător, nu poți fi neglijent. Deși și conducătorii au defecte și uneori neglijența e unul dintre defecte, dar el spune următorul lucru. Dreptarul învățăturii sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credință și ține-l cu dragoste. Lucrul acesta este bun și ți s-a încredințat ție. Cam acesta a fost capitolul 1, capitolul în care Pavel abordează o atitudine pastorală și îl mustră un pic, îl ceartă un pic, îl ajută un pic să-și identifice slăbiciunile și îi spune cum să se corecteze. Vedeți, lucrul acesta nu ne este tocmai confortabil. Când cineva ne corectează, parcă ne deranjează. Dar să știți că cine ne corectează ne face bine, pentru că ne dă mai multă valoare, pentru că ne face mai performanți, pentru că ne face mai eficienți, pentru că ne face mai valoroși, ne face mai buni în ceea ce facem. Persoana care nu suferă să fie corectată e mândră, e arogantă, are o părere înaltă despre el. Și astfel de oameni sunt niște oameni destul de complicați. În noi există această tendință, dar trebuie să o biruim. Apoi, în al doilea capitol, apostolul abordează o atitudine foarte practică și încearcă să-i dea acestui tânăr slujitor niște exemple din societate, din sport, din agricultură, din viața militară. Vedeți, viața de atunci era caracterizată de agricultură. Dumneavoastră știți că bunicilor noștri până 2000 de ani în urmă, oamenii aceștia își câștigau pâinea muncind pământul, crescând animale. Soția stătea acasă, punea o cloșcă, se ocupa de ceva orătănii prin grădină, prin curte, rațe, gâște. Fiecare, oamenii mâncau ce creșteau în curtea lor, la câmp. Și de asemenea, încă un domeniu foarte cunoscut atunci era armata.
Știți bine că existau foarte multe războaie, trupele se mișcau dintr-o parte în alta, foarte mulți bărbați erau în armată, foarte mulți creștini erau în armată, aduceți-vă aminte de Corneliu și de alții. De asemenea, sporturile au luat naștere în Grecia, Olimpiada, prima Olimpiadă din lume s-a ținut la Atena. Sportul, armata, agricultura și alte câteva caracteristici, profesii, activități umane, erau foarte cunoscute în societatea lui Pavel și Timotei. Și Pavel ia exemplele acestea și le folosește ca aplicație practică pentru viața spirituală. Și uitați ce spune el. Îi dă exemplu învățătorului și îi spune despre modelul de influență. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care ți-a fost dat. Primește învățătura pe care eu ți-o dau, dă-o și tu altora pe care tu îi vezi un pic mai luminați între ceilalți și condiționează-i la rândul lor și ei să găsească pe alții mai luminați care sunt după ei și să se învârtă ca un bulgăre de zăpadă care coboară de pe un deal. Așa să curgă învățătura prin generații. Primul exemplu pe care Pavel îl dă, un exemplu practic, este un exemplu învățătorului și spune: tu te uiți la mine cum te învăț eu pe tine? Încerc să fiu concis, încerc să fiu concret, încerc să fiu simplu, încerc să mă adaptez la nevoile tale și la ceea ce tu faci pentru ca să te ajut să pricep lucrurile. Ei bine, fă și tu la rândul tău așa cu alții și în timp ce faci asta la fel cu alții, condiționează și spune-le: mă, nu cumva să păstrezi lucrurile astea la tine. Dă-le și tu la altul. Ați observat când suntem mai mulți la o masă și există pe masă un bol, un castron mare cu supă, îl învârtim de la unul la altul, e felul 2, din nou, îl învârtim de la unul la altul, e un bol cu salată, îl învârtim de la unul la altul. Cineva întreabă: unde-i sarea? Și dăm sarea de la unul la altul. Borcanelul ăla cu sare sau cu piper trece pe la toți. Ceva de genul ăsta e învățătura. Învățătura e ca un bol, trebuie să treacă pe la toți. Și în mod deosebit pe la cei care au o minte de învățător, că nu toți avem o minte de învățător. Unii sunt mai buni evangheliști, unii sunt mai buni muzicieni, unii sunt mai buni ușieri, unii sunt mai buni casieri, unii sunt mai buni să curețe, să administreze, unii sunt mai buni să reprezinte biserica în fața autorităților. Nu toți suntem învățători. Și Pavel zice să nu cumva să fiți toți învățători, că e bai. Apoi, Pavel îi dă exemplu soldatului. Și aici îi vorbește despre responsabilitate în egală măsură cu suferința, două atribute de bază ale unui soldat. Și Pavel îi spune: suferă împreună cu mine, ca un ostaș. Un ostaș suferă. Suferă la instrucție, suferă la război, suferă că e departe de nevastă, e departe de copii, e departe de casă, doarme în cort, doarme în cazarmă, este expus, are foarte mult risc, foarte multă presiune, tot timpul e sub ordine, sub autoritate. Și Pavel îi dă exemplul ăsta și îi spune: omule, o parte din viața ta trebuie să fie ca un soldat. În tine trebuie să fie și soldatul Timotei, nu numai pastorul Timotei. Soldatul e un om care își asumă riscuri, e un om disciplinat, e un om ferm, e un om hotărât, e un om care acceptă suferința cu demnitate. Aoleu, ce-și copil, mă, omule, te-ai operat, ce-i cu tine? Fii mai tare, fii mai demn, fii bărbat. Asta nu înseamnă că bărbații nu sunt oameni, ba da, dar trebuie să existe în tine dârzenia aia, caracterul ăla puternic. Apoi, Pavel îi vorbește despre sportiv. Uitați-vă în capitolul 2, versetul 4, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Versetul 5, jocurile sportive are campioni, dar ei nu ajung campioni decât dacă sunt disciplinați și respectă regulile. Și aici îi dă exemplu sportivului și aici vorbește despre perseverență și disciplină. Ce înseamnă perseverență? Să nu te lași, continuă. Repetiția este perseverentă. În fiecare săptămână vă întâlniți aici, nu așa, așa, e prea sus, prea jos, intri tu, acolo taci, începem cu vioara, continuăm cu... Asta se numește perseverență, dar pe lângă perseverență este și disciplină. Un sportiv trebuie să fie un om disciplinat, mănâncă disciplinat. Am cunoscut un sportiv de la Bayern München, este un român, este la echipa de juniori, nu la junior, la tineret. Și îmi spunea ce mănâncă și cum mănâncă.
Ai impresia că vine din filme, parcă nu e un om normal. Pur și simplu, exact cum e cineva operat de două zile, așa trăiește omul ăsta. Fiecare firimitură este măsurată, cântărită, nu pune gura pe nimic altceva. Au un stil de viață aproape imposibil. Pentru că absolut fiecare firimitură pe care o mănâncă se transformă în performanță sau în absența performanței. Un sportiv trebuie să fie un om disciplinat. Ei, și Pavel, deși disciplina nu e neapărat ceva spiritual, îi spune că un om spiritual trebuie să fie un om disciplinat. Și tocmai așa se numesc a citi Biblia, a te ruga, a posti, se numește discipline spirituale. Observați cum Pavel devine foarte practic și spune, în tine trebuie să fie un sportiv, deși tu ești pastor, în tine trebuie să fie un agricultor, în tine trebuie să fie un soldat, toate astea trebuie să se vadă în stilul tău de viață, în slujirea ta, în relațiile tale, în caracterul tău, în conduita ta. Și apoi observați că urmează agricultorul și îi spune, mă omule, aici apare ideea de speranță și de încredere. Păi numai gândiți-vă dumneavoastră că agricultorul primăvara se duce și toți banii îi folosește să-și cumpere sămânță, să pregătească pământul, să pună sămânța în pământ, în speranța că la toamnă, dacă dă Dumnezeu ploaie și soare, o să iasă din pământ recoltă și o să fie mai multă decât a investit el. Aici e ideea de speranță. Asta spune, plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Observați, nu vă așteptați, nu fiți ca niște copii, puneți azi sămânța și vă treziți pe la două dimineața să vedeți dacă a ieșit. N-a ieșit, mă, oameni buni, mă, că nu iese în timpul nopții astea. Trebuie să așteptați două, trei luni, o săptămână, două, depinde de ce a spus în pământ. E nevoie de încredere. Dar dacă nu plouă, lasă, Doamne, că se ocupă Dumnezeu de ploaie, pune mâna și pregătește pământul și pune sămânță. Nu-i mai purta de grijă lui Dumnezeu, poartă-ți de grijă ție, fii harnic. Du-te, te rog frumos și pune ceva sămânță în pământ. Dumnezeu cu siguranță va da ploaie, va da soare și va ieși ceva la toamnă. Dacă n-ai speranță, o să mor de foame. Sunt mulți oameni care spun, Doamne, nu mă duc eu să lucrez pentru banii ăștia, Doamne. El nu lucrează, Doamne, pentru banii ăștia. El lucrează pentru alți bani. Nu totdeauna putem să lucrăm pe bani mulți. Uneori trebuie să lucrăm pe bani puțini, mai ales la început, mai ales în tinerețe, nu? Cine nu vrea să lucreze pe bani puțini, nu o să lucreze niciodată pe bani mulți. Ei, este ideea asta pe care Pavel o transmite lui Timotei, sunt noțiuni foarte practice. Vedeți, el ia exemplu din viața cotidiană și încearcă să le aplice în viața spirituală pentru ca băiatul ăsta să înțeleagă că viața spirituală nu e așa un vis, e o realitate. Nu poți să fii un pocăit serios dacă nu ești un om serios. Nu poți să fii un pocăit harnic dacă nu ești un om harnic. Nu poți să fii un pocăit disciplinat dacă nu ești un om disciplinat. Nu poți să fii un puturos și jumătate în viața ta personală și să fii plin de râvnă pentru Domnul. Astea-s basme. Că tot tu ești aici acasă. Tot tu ești aici și la lucru, ești același om. Dacă ești un bărbat disciplinat, ești un om cu minte, ești un om organizat. Organizat ești peste tot. Dacă nu ești organizat, dezorganizat ești peste tot. Să nu credeți că la biserică cineva trebuie să facă performanță, iar la lucru toată lumea îl dă afară. Apoi, Pavel oferă un alt exemplu practic. Și e versetul 15 cu care am încheiat și vorbește despre echilibru și demnitate. Și spune, bă omule, fii un om încercat. Prezintă-te aici ca un om încercat. Care e ideea? Experiență, fii un om experimentat. Lasă ca experiența pe care o ai să se vadă. Ai experiența vieții, ai experiența gestionării banilor, ai experiența conducerii unei echipe, ai experiența gestionării sexualității, a propriei tale sexualități. Noi suntem ființe sexuale și asta este una dintre cele mai mari probleme ale vieții noastre, pentru că instinctul sexual este foarte puternic, aproape mai puternic decât toate celelalte. Cum gestionezi pornirea asta? Te uiți, îți trece prin minte, poftești, wow, wow, asta trebuie gestionată, îți trebuie caracter. Ei, folosește-ți experiența asta, când vii în adunare, dă Doamne dovadă de om serios. Te ridici și vorbește gura fără tine. Te ridici și îți dai știu cu părerea, că ești copil. Prezintă-te ca un bărbat serios, ca o femeie serioasă. Păi trebuie să vin eu să spun cum să te îmbraci? Păi ce, Doamne, ești la școala duminicală aici? Fii, mă, omule, serios, mă, n-ai minte. Arată-te ca un om încercat, ca un om care ai trecut prin viață, s-a lipit ceva de tine. Asta îi spune Pavel lui Timotei.
Demonstrează că te poți conduce. Te poți conduce pe tine, îți poți conduce familia, poți să conduci o mașină, poți să conduci o echipă, poți să conduci o clasă, poți să conduci un comitet, poți să conduci, eu știu ce să zic, o adunare generală, poți să conduci o formație, o cântare, o poezie. Observați că spiritualitatea nu poate fi detașată de celelalte aspecte ale vieții. Aici nu putem fi altfel decât cum suntem de obicei. Eu nu am altă voce decât vocea cu care o folosesc pe stradă. Nu sunt mai înalt, mai mărunt, tot eu sunt. Asta îi spune Pavel lui Timotei și aș vrea să închei, să nu folosesc prea mult timp, în dorința de a fi lămurit, tot insist, vă mai dau exemplu vasului de cinste pe care Pavel îl folosește, imaginea vasului de cinste. Imaginați-vă că atunci nu era așa multă igienă, nu era apă curentă, oamenii n-aveau în casă apă curentă, chiuvetă, tot felul de fâs, toate detergentele și parfumurile și mirezmele. Săracii aduceau apă cu o găleată, de aduceți-vă aminte de Samariteanca și de alții, de nu știu unde aduceau apă. Când m-a dus în Mozambic, toată lumea avea același bidon pe care Crucea Roșie l-a adus cu ulei, ulei de floarea soarelui ca să gătească. Era, cred că, de vreo cel puțin 5 galoane, galben, și toate femeile îl duceau pe cap. Și aduceau apă de foarte de departe, uneori de la 10 km. Ei, imaginați-vă câtă folosea să spele o farfurie. Păi nu multă, că apa e departe. La noi dăm drumul de sare pe toți pereții. Păi da ce? Nu aduce nimeni în spinare. O împing ăștia cu niște pompe. Dar atunci era scumpă apa. Îl făcea așa un pic și... Și acum, imaginați-vă, Pavel îi vorbește despre vasul curat și spune, tu ești ca, inima ta trebuie să fie ca un vas curat. Probabil că erau foarte multe vase murdare, imaginați-vă, n-aveau canalizare, nu vreau să intru în detalii, dar nu mai vreau să vă duc în ideea asta lui Pavel, a vasului curat. Foarte multe vase erau murdare atunci, plin de muște, de tot felul de lucruri. Era o societate necivilizată, nespălată în condițiile de acolo. Și Pavel îi vorbește despre importanța vasului curat. Fiecare vrea să bea apă dintr-un pahar curat, să nu se vadă urmă de grăsime și... Îi vorbește despre vasul curat. Toți iubim curățenia. Ne place să mâncăm o mâncare curată, într-o farfurie curată, o masă curată, altfel ți se bube peste tot. E, Pavel îi vorbește spiritual, practic, despre curăția inimii lui. Și spune, cum îți place să bei dintr-un pahar curat, așa îi place lui Dumnezeu să ai tu o inimă curată. Și mai vorbește despre ceva și închei punctul numărul 2. Îi vorbește despre rob, exemplu robului. Aici e vorba de modestie și umilință. De fiecare dată îl învață ceva cu fiecare exemplu pe care îl aduce. Și spune, robul Domnului nu trebuie să se certe. Să fie blând, da, versetele 24 la 26 din capitolul 2. Am ajuns la capitolul 3. Aici Pavel, spuneam, are un spirit profetic. Și în acest context, Pavel îi spune următorul lucru, să știi că în zilele din urmă, aduceți-vă aminte de celebrul capitolul 3 și de celebrele profeții din capitolul acesta, unde Pavel cu 2000 de ani în urmă spune cum va fi astăzi. Oamenii vor fi lipsiți de dragoste. Observați câtă indiferență. Fratele păstor remarca puțin mai devreme că oamenii nu se mai cunosc, deși sunt vecini. Câtă prietenie exista în satul sau în orașul din România de unde am venit noi? Păi domne, uneori aveam cheia unul de la casa altuia. Toată ziua era la dăm o cană de orez, dăm un pahar de ulei, dăm copiii noștri, venea vecina și spunea, bă, vezi că l-am văzut pe Fito, nu știu ce, știam totul despre fiul de la 5 vecini. Ai, nu mai știi nimic. Ești singur cuc. E normal că te apucă depresia. Și ultimul capitol și închei, e un apel personal, e un capitol personal al lui Pavel. În acest capitol, el îi dă lui Timotei câteva porunci, îi vorbește direct și concret și îi spune următorul lucru, privește în cuvântul lui Dumnezeu și împlinește-ți bine slujba. Folosește cuvântul lui Dumnezeu, fără de care vei fi ca fără GPS. Am venit de câteva ori aici la biserică și astăzi când am plecat de la locul unde stau, nu m-am descurcat fără GPS. Mi-a fost și ciudă că nu mă descurc fără GPS. Aș fi putut să încerc, dar era Carmen cu mine și
m-ar fi certat dacă bănănăiam prea mult și nici n-aveam prea mult timp să greșesc. Și am pus din nou GPS-ul și am venit bine până aici. Mai m-a văzut și fratele Mike, că în loc să o iau în stânga, am luat-o în dreapta. Și mă sună și zice, te-am văzut, de ce ai luat-o în dreapta? Păi i-am răspuns, pentru că am crezut că luând-o în dreapta e bine, că puteam să o iau și în stânga și în dreapta și GPS-ul nu s-a gândit bine să-mi spună. Și până să-mi spună, am luat-o într-o parte. Ei, Pavel îi spune, folosește Biblia. Un pastor trebuie tot timpul să folosească Biblia, un predicator trebuie să folosească Biblia, un proroc trebuie să folosească Biblia, un creștin trebuie să folosească Biblia. Cineva spunea să mă ferească Dumnezeu, să știu mai mult decât spune Biblia, da, și să știu mai puțin. E bine să folosim Biblia în tot ce facem. Atunci când ne îmbrăcăm, folosiți Biblia. Atunci când vorbim de bani, folosiți Biblia. Zeciuiala mai trebuie sau nu mai trebuie plătită? Citește Biblia. Citește, Domnule, Biblia. Orice întrebare o ai, citește Biblia. Oamenii astăzi folosesc Google și ce să fac în cutare situație? Citește, Domnule, Biblia. Toată ziua o să stai, ăla care îți răspunde, s-ar putea să spună o prostie. Citește Biblia. Și împlinește-ți bine slujba, spune Pavel. Poți să o împlinești și rău? Bineînțeles că poți să o împlinești și rău. Iresponsabil, superficial, mediocru, faci o predică așa ca să... Nici nu te-ai pregătit, dar nu accepta să predici dacă nu te pregătești. Să nu zici că îmi dă Domnul. Domnul dă profeților, nu predicatorilor. Profetul spune așa vorbește Domnul, nu predicatorul. Predicatorul spune așa vorbește Biblia. Pentru predică trebuie să te pregătești, pentru a proroci nu trebuie să te pregătești. Nu, doar stai așa în adunare și dintr-o dată scade în cap. Și spui, așa vorbește Domnul. Dar nu te-ai pregătit. Doamne ferește să te pregătești. Doamne ferește să te pregătești. Te pregătești cu sfințenie, da. Dar ce să spui, să nu cumva să te pregătești. Dacă faci așa, să taci, că altfel Domnul te aranjează. Dar dacă ești predicator, pune mâna și te pregătești. Vrei să cânți o cântare? Să o cânți după ce te-ai pregătit temeinic. Vrei să spui o poezie? De ce ești aici să te încurci? Acum ne mai încurcăm câteodată, dar nu de fiecare dată. Așa mai răruți. Închei. Apostolul folosește 9 verbe în vorbirea lui care definesc portretul unui slujitor creștin. Și priviți, vă rog, ce îi spune el lui Timotei. 1. Primul verb. Propovăduiește. Predică. 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 Fiecare dintre noi trebuie să predicăm, nu toți predicăm public de aici, dar fiecare dintre noi trebuie să predicăm. Te întâlnești cu cineva, predică-i, 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 cât de cât, zi ceva de Domnul, spune-i ceva, fiecare trebuie să fie un mic predicator. Nu te bagi în detalii, dar e simplu, Domnul Iisus a murit pentru tine, ți-arătă păcatele. Roagă-te, Dumnezeu te ascultă, ai încredere în Dumnezeu, ești tu rău, dar Dumnezeu e bun și te schimbă. Și eu am fost la fel de rău ca tine. Apoi, stăruiește. În lucrurile importante insistă. Aici se referă asupra cuvântului, dar nu asupra predicii, asupra studiului. Asupra studiului. Stăruiește, insistă. Insistă asupra rugăciunii, insistă asupra studiului Bibliei, insistă asupra iertării, insistă asupra iubirii. Sunt lucruri asupra cărora trebuie să insiști. Când insiști, încet, încet, încep să le faci bine. Vă aduceți aminte când am început să conducem mașina, am insistat, după ce mergeam dintr-un stâlp în altul, exagerez eu un pic acum dintr-un stâlp în altul, dar oricum mergeam destul de rău și tremura inima în noi, aveam tensiunea, dacă cineva ne lua, tensiunea ne interna. Dar uite că acum conducem foarte relaxat și nu mai avem stres și ni se pare aproape că am mersul pe jos. Dar ce am făcut până acum? Am insistat. Repetiția e mama învățăturii. Insistați asupra lucrurilor importante. Insistați. Nu le părăsi, suntem tentați să ne rugăm mai puțin. Dar vă întreb, credeți că biserica asta va deveni mai duhovnicească dacă ne rugăm mai puțin? Nu. Credeți că dacă începem să venim până la urmă în maio și în pantaloni scurți, credeți că o să fim mai sfinți? Nu. Credeți că dacă devenim așa mai obișnuiți unii cu alții și ne luăm la mișto și facem glume proaste, credeți că o să meargă biserica asta mai bine? Nu. Încercați să insistați asupra lucrurilor importante, insistați asupra sfințeniei, insistați asupra performanței, insistați asupra evlaviei, insistați asupra mărturiei dumneavoastră, insistați asupra respectului, cinstiți-vă unii pe alții și în mod deosebit dregătorii, cinstiți-i pe cei pe care Dumnezeu îi înalță și în adunare și în afara adunării, cinstiți-vă în familie unul pe altul. Și exemplele sunt cu grămada. Apoi un alt verb, mustră. Vedeți,
Noi spunem astăzi, nu mă bag eu, mă, ce să-mi fac eu de lucru? A, m-am băgat odată și nu mai m-am săturat, nu mai îmi trebuie. Fiecare își vede de treaba lui. Știți ce se numește asta? Lipsă de unitate, lipsă de părtășie, lipsă de învățătură, lipsă de influență, lipsă de mustrare, de corectare. Dar dacă nu ți-ai mustra copiii, cum ar ajunge? Niște mici derbedei. E, așa ajung frații de lângă dumneata. Mustră, domnule, du-te și spune-i cât poți de frumos și nu de sus, spune-i de jos. Că dacă îi spui așa de jos cu respect, cuvinte frumoase, chiar pozitive, atunci omul primește. Dar dacă după ce că îi spui și o bombă, eu mai arunci în cap, atunci nu mai te primește, că n-are cum. Uneori în glumă trebuie să-i spui un lucru, că primește mai ușor dacă glumești, decât dacă mă uite și încrunți așa. Ceartă, îndeamnă, fii treaz, rabdă, fă lucru unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Toate astea sunt verbe pe care Pavel le adresează lui Timotei și în fiecare verb e o responsabilitate și pune o povară pe el. Apoi îi mai spune ceva, privește la exemplu meu. Nu mai imaginați-vă ce greu este să ai un lider bun. Pentru că ăla dacă spune privește la exemplu meu, te-a terminat. Trebuie să te cocoți la nivelul performanței lui. Dacă ai unul mediocru, îl imiți ușor. Dar dacă ai unul ca Pavel, cum îl mai urmezi? Uneori mă duc într-un oraș și îmi spune ăla care m-a așteptat la marginea orașului, acum nu mai vorbesc de România, nu de aici, ține-te după mine și trimite pe câte unul din ăla să te ții după el, nu poți că te ia poliția. Sigur că te ia poliția. Păi ceva de genul ăsta este Pavel. Cum să te ții după Pavel? Pentru că exemplul lui Pavel e foarte înalt. Asta înseamnă că Timotei a avut multă treabă. Și Pavel încheie prezentându-și testamentul. Testamentul acesta, eu gândesc că a avut un caracter pedagogic prin faptul că Pavel îi spune lui Timotei înainte să fie bătrân cum este când va fi bătrân. Și în românește există un proverb: dă-i, Doamne, omului mintea de pe urmă. Nu putem să avem mintea de pe urmă niciodată. Când ești mic, ai minte mică, când ești adolescent, ai mică minte de adolescent, când ești tânăr, ai minte de tânăr. Nici n-ar fi bine să ai 20 de ani și să ai minte de un bărbat de 70 de ani. Păi cine te mai suferă? Nu te mai suferă nevasta, nu te mai suferă prietenii, nu te mai suferă nimeni. Trebuie să te duci la unde e locul celor de 70 de ani. Ei, dar Pavel încearcă să-i explice acestui bărbat ce contează la sfârșit. Și celebrele versete de la 7 la 8, Pavel îi spune trei lucruri despre trei timpuri și îi spune: am isprăvit alergarea, eu sunt gata și mă așteaptă cununa. Acestea sunt cele trei timpuri, trecutul. Și Pavel îi spune: eu am un trecut rezolvat. Eu am un trecut rezolvat. Dumneavoastră știți că cea mai mare problemă a unui om când moare este trecut. Că viitor nu mai are, dar are trecut. Indiferent ce vârstă are, are trecut. Știți că a murit Josh Deac, 17 ani. A avut 17 ani de trecut. În 17 ani faci multe lucruri. Când a murit Josh Tiron, ăsta a avut 22 de ani. Un trecut mai mare cu cât? Cu 5 ani. Eu am 58 de ani, trecutul meu e și mai lung, 58 de ani. Ei, Pavel îi spune, trecutul meu este rezolvat. Trebuie să acceptăm faptul că e greu să-ți rezolvi trecutul. În trecutul nostru sunt multe prostii, e multă neiertare, e multă fățărnicie, ipocrizie, e multă ceartă, mult conflict, conflicte nerezolvate, uneori cu soțul, cu soția, cu soacra, cu cumnații, cu mătușele, cu cine știe cu cine. Și arogant, domne, și țepos, lasă-l că nu mai vreau să-l văd în viața mea. Și pune mâinile pe piept și pleacă cu problema nerezolvată. Pavel e un om cu minte și spune: mă, băiatule, eu sunt un om cu un trecut rezolvat. Înainte să te culci, asigură-te că ai rezolvat orice problemă din ziua care a trecut. Nu te culca înainte să-ți rezolvi problema. Poate ai intrat în conflict cu unul care n-are minte, dar tu ai. Sună-l! Și căciulește-te tu, smerește-te tu mai bine, ca nu cumva la noapte să vină Domnul Iisus și mata să rămâi acolo. Rezolvă-ți problema. Trecutul tău în orice clipă trebuie să fie rezolvat, pentru că nu știi când pleci. Asta i-a spus Pavel. Am isprăvit.
Nu spune am terminat, pentru că a isprăvi înseamnă puțin diferit decât a termina. Apoi îi spune am un prezent realizat, eu sunt gata. Câteodată le mai spun fraților când ne întâlnim la studiu despre predică, cum să-ți faci o predică, că eu în viața mea nu știu dacă am predicat 5 predici pe care le-am terminat. Am predicat numai predici neterminate. Că nu știu ce înseamnă să termini o predică. Cât să te pregătești? Dacă te pregătești 8 ore, în primul rând adun foarte multe argumente, foarte multe puncte, subpuncte, subpuncte și sigur că ține mult, o oră. Nu mai să sufere frații. Dar poți să mai predici, să mai te pregătești încă 2 ore, să mai faci ceva cercetări și mai poți să mai te pregătești încă 10 ore. Niciodată nu e suficient de pregătită o predică. Nu există predică terminată. Ei, Pavel îi spune, prezentul meu este finalizat, este realizat, este rezolvat și încă ceva, viitorul meu e asigurat. Vedeți, omul ăsta a avut o încredere foarte puternică. Viitorul meu este asigurat. El zice, pe mine mă așteaptă cununa. De ce zice pe mine mă așteaptă cununa? Pentru că trecutul era rezolvat și prezentul era realizat. Cam lucrurile astea îi le spune Pavel lui Timotei. Imaginați-vă că băiatul ăsta a avut un mare beneficiu. El a urmat să devină păstor în Efes, un centru comercial destrăbălat. Acolo era un templu mare al zeiței, unde se practica prostituția sacră. Adică erau niște femei cu care bărbații mergeau să se culce în speranța că se sfințesc în sistemul lor idolatru. Și Pavel se duce păstor acolo. Imaginați-vă ce dotat, ce pregătit, ce instruit trebuia să fie băiatul ăsta. Și Pavel îi scrie o carte, îi scrie o epistolă în care în 4 capitole îi spune 4 lucruri diferite. Oamenii lui Dumnezeu, nu toți vom deveni păstori, dar toți suntem oamenii lui Dumnezeu. Toți purtăm acest semn al lui Dumnezeu. Toți suntem trecuți pe numele lui Dumnezeu. Toți suntem proprietatea lui Dumnezeu. Toți suntem niște instrumente în mâna lui Dumnezeu. De aceea noi toți trebuie să fim echipați cu ceea ce a fost echipat Timotei. Și Pavel, care este unul dintre mari echipatori, îl echipează temeinic, bine, profund pe Timotei, pentru ca acest băiat să devină un băiat de viitor. Un băiat care face o slujbă cu impact. Un băiat care influențează prin slujirea lui, nu care ia timpul oamenilor. De aceea vă încurajez. Gândiți-vă la lucrurile astea în măsura în care credeți că vă ajută să creșteți, să vă maturizați și să influențați pe alții. Cel mai important lucru în viața noastră este capacitatea de a influența, pentru că conducere înseamnă influență, iar influență înseamnă conducere. Când îl influențezi pe un om, îl conduci. Când îl conduci pe un om, îl influențezi. Influențați oamenii din jurul dumneavoastră, influențați-vă soții, influențați-vă soțiile, influențați-vă copiii, influențați-vă părinții, influențați-vă membrii, influențați-vă păstorii, influențați-vă prietenii, colegii, cunoscuții, vecinii. Spuneți cuvinte care le deschide mintea. Spuneți cuvinte care îi pun pe gânduri. Spuneți cuvinte care îi schimbă, îi provoacă. La asta suntem chemați. Într-o zi eu m-am pocăit pentru că cineva m-a influențat. Atât de mult m-a influențat încât m-am dus să văd cum e acolo. Pentru că mi-a stârnit curiozitatea. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Amin.